Legendarul pilot de vânătoare poreclit Fantoma din Kiev, despre care armata ucraineană susține că a dobărât peste 40 de avioane rusești, a murit în luptă luna trecută. Identitatea sa nu a fost dezvăluită până acum, existând doar speculații. Începuse ca o legendă urbană, un pilot ucrainean a cărui identitate nu a fost inițial dezvăluită, le-a insuflat oamenilor speranță încă din primele zile ale războiului, doborând rapid șase avioane rusești. Victorile s-au tot adunat până când acesta a fost ucis în luptă. Ceea ce părea inițial a fi un mit menit să le ofere soldaților și oamenilor încredere a fost treptat confirmat de autoritățile din Ucraina. Așa numita fantoma Kievului a străbătut cerurile pentru a dobori avioanele de luptă ale invadatorilor ruși. Potrivit The Times, pilotul cunoscut drept fantoma din Kiev a murit într-o luptă aeriană în luna martie după ce ar fi doborât peste 40 de avioane rusești. Identitatea sa nu a fost desoluită până acum, existând doar speculații. Majorul Stepan Carabalaca, în vârstă de 29 de ani, tatăl unui copil a fost ucis când avionul MiG-29 pe care îl pilota a fost dobărât în timp ce lupta cu forțele inamice. Fantomei din Kiev a fost acordată post-mortem cea mai importantă medalie a Ucrainei pentru vitejie în luptă, Ordinul Steaua de Aur, cu titlul de erou al Ucrainei.